Veste bună pentru pensionari. Trei proiecte de lege care se află pe masa parlamentarilor ar putea aduce mai mulți bani pensionarilor români. Potrivit unui proiect de lege, de la începutul anului viitor, valoarea punctului de pensie ar fi de cel puțin 40% din câștigul salarial mediu brut, iar cel de la 1 iulie 2017 valoarea ar putea ajunge până la 45%. De asemenea, majorarea la 500 de lei a pensiei de agricultor, dar și includerea sporurilor speciale în baza de calcul a pensiei, sunt promisiunile făcute de câțiva parlamentari. Toate aceste proiecte au fost concretizate în trei propuneri legislative și dacă vor fi votate, cei peste 5 milioane de vârstnici din România s-ar putea bucura de pensii mai mari din 2017.